sâmbătă la Ploiești s-a jucat pentru calificarea în play-off, iar CS Mioveni a câștigat dramatic pe final cu 1-0, răzbunându-se pentru ce a pățit anul trecut, dar păstrând în continuare și șansele de calificare în play-off. Victoria este cu atât mai dulce cu cât este foarte posibil ca în urma acestei înfrângeri Petrolul să nu mai intre în play-off, iar Mioveniul să o facă. La Ploiești, gazdele au controlat partida în mare parte, dar pe final au primit lovitura de grație din partea argeșenilor. Coșereanu i-a pasat excelent lui Blănaru, care a scăpat singur cu portarul și l-a învins pe acesta, trimițând mingea printre picioarele golkeeperului. Gazdele au protestat cerând offside, iar reluările le-au dat dreptate, însă decizia arbitrilor a rămas neschimbată. Finalul nu a mai contat pentru că CS Mioveni a știut să păstreze rezultatul și probabil că Petrolul mai avea nevoie de încă un meci ca să marcheze. Victoria era singurul rezultat care menținea Mioveniul în cărți, iar elevii lui Alexandru Pelici au obținut-o. Galbenverzii mai au un meci săptămâna viitoare cu Aerostar Bacău, însă echipa argeșeană mai stă și cu ochii pe celelalte meciuri pentru a fi sigură de o calificare în play-off.